Bună seara, sunt Angela Gunța și vă invit la știri. Iată care sunt cele mai importante evenimente ale zilei. O conferință a liderilor opoziției s-a lăsat cu îmbrânceli și țipete. Câțiva susținători ai lui Ilan Șor au dat buzna în sală, fiind opris de Oazu Nantoi, care a încuiat ușile. Detaliile scandalului la știri. Epoca lui Covici în fruntea DNA-ului românesc a luat sfârșit. Președintele român a semnat decretul de revocare a acesteia din funcție. 7.000 de candidați au picat bacalaureatul între timp. Mai mult de jumătate dintre absolvenții de liceu au obținut o medie mai mare de 7. Salvarea copiilor din Thailanda a fost și astăzi urmărită cu sufletul la gură de milioane de oameni. În ultimele două zile din peșteră au fost scoși 8 băieți. În grotă mai rămân 4 copii și antrenorul acestora. Protest matinal la Ministerul de Interne, revoltați că poliția ar fi păzit excesiv locuința lui Vlad Plahotniuc și sediul PD în timpul unor manifestații. Un grup de oameni în frunte cu liderii opoziției au venit la minister pentru a-și exprima indignarea. Potrivit Mai Sandu, poliția ar fi fost folosită pentru protejarea unor persoane din PD. În replică, un reprezentant al ministerului care a ieșit în fața oamenilor a menționat că oamenii legii doar și-au făcut datoria. Instituția MAI este folosită de către conducerea instituției pentru a apăra anumite personaje din Partidul Democrat, inclusiv oameni care nu au nicio funcție în stat, în detrimentul lucrului pe care ar trebui să-l facă pentru a apăra cetățenii. Am venit cu un mesaj către toți polițiștii din Republica Moldova să nu mai apere uzurpatorul, să apere poporul. Vom recurge și la activități de nesupunere civică, inclusiv blocaj de instituții capturate ale statului. Manifestanții susțin că în momentul desfășurărilor recentelor proteste au fost întreprinse măsuri sporite de protecție în preajma locuinței lui Vlad Plahotniuc și sediului PDM. Am venit la MAI să spunem acestor funcționari că noi suntem poporul, noi suntem puterea statului, nu ei, apărându-l pe un hoț care ne-a furat de miliarde de lei. La MAI să ne apere pe noi, dar nu pe hoți. Fiindcă ei păzesc pe toți aceștia, Plahotniuc, Dodon, nu pot să deschidă parantezele și să spună cine e vinovat. Ascund toate dosarele, probabil. La scurt timp după ce au început protestele în fața Ministerului Afacerilor Interne, în fața clădirii a ieșit un reprezentant al instituției. Suntem puși în situația când angajatul MAI este la datorie, el este obligat să asigure ordinea publică și trebuie să o facă, indiferent cine este la puterea politică. Purtătorul de cuvânt al PD, rugat să ofere un comentariu, a menționat că se află la o conferință în afara țării. Am încercat să obținem o reacție și de la vicepreședintele PD, Sergiu Sârbu, însă democratul nu i-a răspuns la telefon. După ce au scandat în fața MAI, protestatarii s-au mutat la primăria Chișinău. Oamenii au scandat jos mafia. În timp ce reprezentanții Mișcării de Rezistență Națională protestau în fața clădirii, viceprimarul Ruslan Codreanu a anunțat șefii de direcții adunați la ședința săptămânală a primăriei că astăzi aceasta nu va avea loc fără să ofere explicații. Îmbrânceli și țipete la briefingul organizat de PAS, PPD și PLDM s-a întâmplat după ce mai mulți susținători ai partidului Șor au venit să-i îmâneze Mai Sandu o petiție prin care îi cer să nu-l defăimeze pe liderul lor. Inițial, analistul Oazu Nantoi a încercat să împiedice accesul în sala al protestatarilor, după care a fost luată decizia de a încuia sala de ședințe. Aceștia nu s-au liniștit și au lovit ușa cu picioarele. Se cere investigarea furtului miliardului din biseria statului. Din biseria statului. Vă rog să ieșiți afară. Vom ieși afară și o să transmiteți. Până atunci să așteptați. Poftim? Ce violență? De la cine violență? După conferința de presă o să lăsați toate documentele. Am făcut un apel la CAM și după conferință neapărat vom comunica cu dumneavoastră. Nu este agresat nimeni. Ascultați-mă. Domnul...
După câteva minute de îmbrâncel, protestatarii au rămas să strige în dosul ușii, iar liderii PAS, PPDA și PLDM au continuat conferința cu ușa încuiată. Cei circa 20 de protestatari, majoritatea oameni în vârstă, au declarat că sunt susținătorii primarului de Orhei, Ilan Șor, și au venit să-i transmită un set de acte Maiei Sandu. Jos, Maia Sandu! Jos, Maia Sandu! Noi îl susținem pe domnul Șor. Ies, bate joc de dânsul. Noi avem o cerere prealabilă pentru depunere. Vrem să le depunem pe masă la doamna Sandu. Dar ce conține acest lucru? E pentru defăimarea domnului Ilan Șor. Și tot pachetul consta să intru, să îl pun pe masă, să vadă toată presa din Republica Moldova că acest pachet documente e lovesc. Tot modul a degradat pe Ilan Șor. Noi pur și simplu vrem să dăm documentele și plecăm fără gălăgie. Ce tot timpul să ascunde și să ascunde. Мы предъявляли протест против то, что у нас творится в стране. Мы хотим, конечно, чтобы у нас был порядок. И мы против Майи Санду. А кто вас собрал, чтобы вы... N-a săbrat Șor. Protestatarii au încercat de câteva ori să forțeze ușa, după care au început să lovească cu picioarele în ea. Maia Sandu a calificat gestul protestatarilor drept unul disperat, prin care guvernarea încearcă să se protejeze. Evident că atunci când guvernarea de la Chișinău se clatină, ori regimul a primit o lovitură puternică, cei care sunt susținuți, protejați de către acest regim își fac griji. Și Ilan Șor este implementatorul schemei de furt a banilor publici într-o mărime extrem de mare și trebuie să-și facă griji, pentru că atunci când va cădea Plahotniuc, va ajunge la pușcărie. Și analistul politic Oazvan Antoi, cel care a încercat să-l dea afară din sală pe protestatarul Buclucaș, a catalogat manifestația drept o provocare. Nu că m-am îmbrăcit, m-am indignat de persoanele acestea care probabil sunt angajați de cineva și în situația când ei erau provocatori, eu pur și simplu am reacționat poate nițel emotiv. Să mă iarte acel tânăr, sper că nu va se va duce la spital să constate vânătăie și bătăie. Manifestanții au așteptat până la încheierea conferinței, după care au ieșit în urma liderilor opoziției. Maia Sandu însă a reușit să plece neobservată. În pofida scandalului, liderii PAS, PPDA și PLDM au reușit să vorbească despre totalurile vizite pe care au întreprins-o săptămâna trecută la Strasburg. Aceștia au menționat că toți politicienii cu care au vorbit au condamnat deciziile justiției. Am avut întâlniri cu reprezentanții ai Parlamentului European, cu reprezentanții ai Consiliului și Comisiei Europene și, de asemenea, cu reprezentanții ai Consiliului Europei. Toți interlocutorii noștri, dar absolut toți, indiferent de politica, de familia politică din care fac parte, au condamnat deciziile abuzive ale justiției prin care au fost anulate, invalidate rezultatele alegerilor din Chișinău. Potrivit Maiei Sandu, în cadrul vizitei pe care ea, Andrei Năstase și Viorel Cibotaru au întreprins o săptămână trecută la Strasburg, au fost nevoiți să dezmintă mai multe falsuri promovate la Bruxelles de actuala guvernare. În aceeași perioadă, la Strasburg, unde avea loc ședința Parlamentului European, s-a aflat primul ministru Filip, președintele Parlamentului Cantu, guvernatorul Băncii Naționale și ministrul finanțelor și câteva din falsurile pe care le-am auzit, că legea în Republica Moldova nu permite chemarea la vot fără să se indice pentru cine să se voteze, ceea ce nu este adevărat. De asemenea, au fost comunicate informații eronate, precum că domnul Andrei Năstase a recunoscut în ședința judecății pe parcursul ședinței că ar fi comis aceste încălcări. Cât despre rezoluția Parlamentului European, liderii opoziției au spus că aceasta reiterează câteva lucruri importante, cum ar fi necesitatea validării alegerilor din Chișinău, abrogarea sistemului mix și investigarea furtului miliardului. Această rezoluție a Parlamentului European, din punctul meu de vedere, este o sentință dată actualei guvernări pentru derapajele antidemocratice, pentru crimele pe care le-a comis de la momentul în care s-au produs alegeri de parlamentare trecute și până în prezent. PDM nu a comentat deocamdată aceste declarații. Fostul angajat al Poliției de Frontieră, Gheorghe Petic, care a vorbit în public despre implicarea oamenilor legii și a unor politicieni în schemele de contrabandă cu țigări peste Prut, a fost audiat. Eu discut de anumite
Deci de rezultate vor fi transmise autorităților sau structurilor internaționale, pentru că eu nu cred niciun miligram în obiectivitatea anchetei. Ce le-a spus acest anchetatorilor și procurorilor aflați la știri? Veste șoc în România, Codruța Coveș a fost demisă de la șefia DNA. Aceasta a fost revocată din funcție în baza unui decret semnat astăzi de președintele Klaus Iohannis. Anunțul a fost făcut de purtătorul de cuvânt al acestuia. Decizia șefului statului vine la o lună după ce Curtea Constituțională a admis cererea ministrului Justiției cu privire la demiterea șefii DNA. Coveș a menționat că decretul președintelui ridică un mare semn de întrebare. Aceasta urmează să revină la funcția anterioară de procuror la Sibiu. Decretul de revocare emis de președintele României lasă un mare semn de întrebare. Va exista o subordonare discreționară a procurorilor șefi față de ministrul Justiției? Nu comentez decizia Curții Constituționale, însă aș vrea să arăt că motivarea sugerează că procurorii ar putea fi în viitor subordonați ministrului Justiției. Laura Codruța Coveș a mai declarat că justiția trece printr-un moment dificil, mai ales din cauza modificărilor legilor în Parlament, deoarece vor protecție pentru trecut, prezent și viitor. Am contribuit prin anchetele noastre la conștientizarea societății cu privire la gravitatea fenomenului corupției. Dragi colegi, ceea ce am reușit să demonstrăm în primul rând a fost să arătăm că instituțiile publice din România sunt eficiente, că lucrează legal. Dar mai ales, da, corupția poate fi înfrântă. Nu, episodul de astăzi nu este o înfrângere. Este de bun simț să observăm că voința politică în acest moment nu este pentru o justiție eficientă, ci este pentru blocarea anchetelor și pentru blocarea justiției. La final, Codruța Coveș a transmis un mesaj către colegi, dar și pentru toți cetățenii români. Continuați să vă faceți treaba și nu abandonați. Corupția poate fi învinsă. Nu abandonați. Vă mulțumesc pentru atenție. Și vouă vă mulțumesc pentru tot ce am făcut împreună. La câteva ore după ce a fost semnat decretul, procurorul general Augustin Lazăr a delegat-o pe Anca Jurma pentru a ocupa funcția de procuror șef interimar al DNA. Ministerul Justiției a anunțat că organizează începând de azi și până pe 30 iulie un concurs de selecție a procurorilor pentru a fi propuși în funcția vacantă de procuror șef al DNA. Revocarea șefei DNA a stârnit un val de reacții în România, dar și în structurile europene. Nu comentăm hotărârile instanțelor naționale sau punerea lor în aplicare. Așa cum știți, în mod repetat am subliniat că independența sistemului judiciar românesc și capacitatea sa de a lupta în mod eficient împotriva corupției sunt de maximă importanță. Dacă aceste rezultate obținute în combaterea corupției ar fi pus sub semnul întrebării, comisia ar putea fi nevoită să-și reevalueze această concluzie, a declarat un purtător de cuvânt al Comisiei Europene. Decretul președintelui român vine după ce, la sfârșitul lunii mai, Curtea Constituțională a României a pronunțat decizia pe tema conflictului între puteri în cazul respingerii revocării șefei DNA, Laura Codruța Coveș. Judecătorii curții au admis sesizarea guvernului și s-a constatat existența unui conflict constituțional între guvern și președinte, din cauza că șeful statului a refuzat să o demită din funcție pe Coveș. Aceasta a condus DNA-ul din 2013, fiind cunoscută pentru lupta acerbă cu funcționarii și demnitarii corupți. Partidul Democrat este acuzat că s-ar afla la putere ilegal, o spune omul de afaceri Vyacheslav Platon, condamnat pentru fraude bancare la pușcărie. Acesta a depus o contestație la CEC prin intermediul avocatului său, în care spune că PDM și-a finanțat campania electorală din 2014 din banii furați din cele trei bănci fraudate. Partidul Democrat și CEC-ul nu au comentat acuzațiile. Solicită ca să fie constatat faptul că la alegerile parlamentare din noiembrie 2014 Partidul Democrat a fost finanțat din surse ilegale, adică banii care provin din banii furați din sistemul bancar al Republicii Moldova. Avocatul lui Platon spune că Partidul Democrat a investit banii în organizarea mai multor concerte electorale, cu participarea vedetelor de peste hotare. La contestație sunt anexate actele care confirmă că niște sume bănești, sume mari de bani din companiile offshore, din aceste sume au fost achitate mai mulți interpreți din Federația Rusă. CEC-ul urmează să depună o cerere către Curtea de Apel
pentru a exclude concurent electoral Partidul Democrat din alegeri parlamentare noiembrie 2014. Întrebat de ce abia acum a depus contestație, cu doar câteva luni până la noile alegeri parlamentare, avocatul a precizat că recent a obținut actele care ar confirma faptele. Acuzațiile lui Platon au rămas fără reacție. Contactat de TV8, președintele de onoare al PDM, Dumitru Diacov, a spus că poate vorbi despre politică sau despre partide, însă când este vorba de sistemul bancar, nu are astfel de atribuții. În prezent, Veceslav Platon se află în penitenciarul 13. El a fost condamnat la 18 ani de pușcărie pentru escrocherie și spălare de bani în proporții deosebit de mari în dosarul fraudelor de la Banca de Economii. El nu-și recunoaște vina și spune că dosarul a fost fabricat. Este dezastru în Japonia, unde inundațiile de proporții au luat viața a peste 100 de oameni, iar 50 încă sunt azi dispăruți. Cele mai afectate sunt regiunile din vestul și centrul arhipelagului Nippon, unde a plouat neîncetat în ultimele zile, iar consecințele sunt catastrofale. A fost decretată stare de alertă maximă, iar 50.000 de membri ai echipelor de salvare au fost trimiși pentru a-i ajuta pe sinistrați. În centrul și vestul Japoniei, unde a plouat neîntrerupt în ultimele zile, râurile au ieșit din matcă și au distrus tot ce le stătea în cale. Mașini, poduri, copaci, stâlpi de înaltă tensiune. Locuri, casele au fost acoperite complet de torenți, iar oamenii și-au căutat refugiu pe acoperișuri și în copaci, în așteptarea echipelor de salvare. Aproape 2 milioane de persoane au primit ordin de evacuare, mai ales că inundațiile ar putea înregistra record în Țara Soarelui Răsare. Dincolo de șuvoaiele care amenință regiuni întinse, o problemă serioasă sunt și alunecările de teren. Din cauza lor, mai multe case s-au împlinat puternic sau au luat-o la vale. Traficul feroviar a fost întrerupt după distrugerea terasamentului. Peste 50.000 de militari și pompieri au fost trimiși în zonele afectate, dar sunt locuri în care nu se poate ajunge. Fostul angajat al Poliției de Frontieră, Gheorghe Petic, care a vorbit în public, inclusiv la TV8, despre implicarea oamenilor legii și a unor politicieni în schemele de contrabandă cu țigări peste Prut, a fost auzit. În baza spuselor acestuia, procurorii au anunțat că au inițiat 2 cauze penale pentru contrabandă cu țigări și trecerea ilegală a frontierii. Petic spune însă că nu are încredere în organele de drept și a refuzat să le ofere nume. De dimineață, Petic s-a prezentat la Direcția de Combatere a Corupției din cadrul MAI. Acolo acesta a fost audiat aproximativ 2 ore, timp în care fostul angajat al Poliției de Frontieră a oferit detalii despre cum are loc traficul de țigări peste Prut. El însă a refuzat să divulge anchetatorilor nume concrete, dar și alte probe pe care le deține. Eu dispun de anumite dovezi, deci dovezile date vor fi transmise autorităților sau structurilor internaționale, pentru că eu nu cred niciun miligram în obiectivitatea anchetei. Deci eu i-am ajutat pe la spia și i-am semnalat că este o problemă la hotar. Inclusiv a fost și o problemă în seara de 23 iunie. Iar mai departe, eu cred că am discutat cu niște profesioniști care știu cum această informație să o preia și să o prelucreze mai departe. Petic nu a vrut să ofere probe nici procurorilor. El a ieșit revoltat din procuratură și a spus că acuzatorii au vrut doar să afle sursele și că procurorul s-a comportat agresiv, fapt pentru care va scrie o plângere pe numele acestuia. Procurorul încearcă prin diferite chichiți procurorești să ajungă la firul cine a dat informația din sistem. Cum anume? Ce vă întreba? Deci, iată numerul la mașină. Cum îl cheamă pe sursa care m-a informat? Ce funcție are el în Poliția de Frontieră? În mod normal și-a depășit toate limitele spunând că eu fac spectacol și circ. Pe de altă parte, procurorul a spus că a avut nevoie de informații pentru a depista făptașii. Chiar nu vreau să comentez declarațiile lui. Și am ținut foarte mult ca să obținem atât probele video, atât sursele la care dumnealui face referință pentru a
progresa cu mersul urmării penale. Procurorul a refuzat să spună pe cine intenționează să audieze în continuare și dacă printre persoane vor fi membri ai PDM. El de mai multe ori a spus că aceste scheme ar fi fost puse la cale de către liderii Partidului Democrat. Ei vor fi audiați în acest sens? La moment nu vă pot spune ce o să facem pe viitor. Fostul angajat al Poliției de Frontieră, Gheorghe Petic, a declarat vineri seara, în cadrul emisiunii Cutie Neagră de la TV8, că mai mulți polițiști de frontieră cu rang înalt și lideri ai Partidului Democrat ar fi implicați într-o schemă de contrabandă cu țigări peste Prut. Potrivit lui, ultimul lot de țigări a fost dus în România în noaptea de 12-3 iunie. Reprezentanții Poliției de Frontieră au declarat că instituția s-a sesizat și va acorda asistență în cadrul cercetărilor preluate de MAI. Am încercat să obținem un comentariu și de la Partidul Democrat, însă ofițerul de presă al PDM a spus că se află peste hotarele țării și va reveni mai târziu. Un cuplu din Chișinău și-a transformat casa într-o operă de artă. Sunt oameni care nu le trebuiesc, le aruncă ca ceva vechi, dar eu văd ceva într-unsel interesant. Aceștia și-au decorat vila doar cu lucruri vechi pe care le restaurează cu propriile mâini. Mai multe detalii vă spunem în buletinul de știri. Accident feroviar grav în Turcia, cel puțin 24 de oameni au murit, iar alte peste 70 de persoane au fost rănite. Tragedia a avut loc în zona Tekirdağ. Conform autorităților turce, accidentul s-a produs din cauza ploilor torențiale care au provocat o alunecare de teren. Trenul a pornit spre Istanbul, dintr-un oraș aflat lângă granița cu Grecia, cu 360 de pasageri la bord. La un moment dat, când 5 vagoane au deraiat, acestea s-au răsturnat. Presa locală scrie că la locul accidentului au ajuns peste 100 de ambulanțe și mai multe elicoptere, însă intervenția echipelor de salvare a fost îngreunată din cauza terenului noroios. Potrivit postului BBC, printre victime se numără și mai mulți turiști din Rusia. Președintele turc, Recep Erdogan, a transmis condoleanțe familiilor celor decedați în accident și a promis o anchetă completă. Media, dar și rata de promovare a examenilor de bacalaureat au crescut. Pentru prima dată, după introducerea supravegherii video în clase, mai mult de jumătate dintre absolvenți au obținut o medie egală sau mai mare de nota 7. Potrivit Ministerului Educației, rata totală s-a majorat cu 4%. Potrivit Agenției Naționale pentru Evaluare, numărul celor care au luat bacalaureatul a crescut cu 241 de candidați față de anul 2017 și este egal cu 11.610. Între timp, aproape 7.000 de candidați vor trebui să dea repetat examenele, acumulând note insuficiente. Nota medie a examenelor 7 și mai mult a fost obținută de majoritatea celor înscriși. În creștere sunt și notele de 8, 9 și 10. 2045 de candidați au medie mai mare sau egală cu 8 în comparație cu 1593 în 2017. 4436 de candidați au nota medie mai mare sau egală cu 9 în comparație cu 300 în 2017, iar 6 candidați au media 10 în comparație cu 3 în 2017. Cele mai bune rezultate le-au demonstrat liceenii care și-au făcut studiile la profilul real, înregistrând o medie generală de 7,44. Cât despre greșeala sesizată de profesorul universitar Constantin Șchiopul în testele la limba română, Topal a menționat că elevii nu au reclamat neclarități. Doi liceeni din trei care își fac studii la profilul real au obținut o medie mai mare sau egală cu 7, iar unul din trei absolvenți la profilul real au o medie mai mare sau egală ca 8. Cât despre greșeala sesizată de profesorul universitar Constantin Șchiopul în testele la limba română, Topal a menționat că elevii nu au reclamat neclarități. Voi face referire la opinia evaluatorului din Comisia Republicană de Evaluare, care este constituită în număr de peste 70 de evaluatori. Opinia acestora este că testul la limba română nu a conținut item care să pună în dificultate sau să fie ambigu sau neclare sarcinile pentru candidați. După anunțarea rezultatelor preliminare, au fost depuse 11.558 de contestații, ceea ce reprezintă 17,64% din numărul total de lucrări scrise și verificate. Cele mai multe contestații au fost depuse la limba și literatura română, peste 2.500, aceasta fiind disciplina cu cel mai mare număr de candidați admiși. Cei care au picat bacul vor putea să-și încerce puterile într-o sesiune suplimentară, care se va desfășura în perioada 16-23 iulie. În total, anul acesta au fost înregistrați 18.150 de candidați.
Vești bune vin din Thailanda, rând pe rând copiii rămași blocați într-o peșteră din timp de 2 săptămâni sunt scoși la suprafață. Până în acest moment, presa scrie că au fost salvați 8 băieți din cei 12. Victimele sunt duse de urgență la spital pentru a vedea dacă nu s-au molipsit de bacterii cât s-au aflat în grotă. După ce ieri au adus la suprafață primii 4 băieți, echipele de scafandre au revenit și astăzi în peșteră pentru a scoate și pe ceilalți copii. În total, în operațiune sunt implicați 13 salvatori străini și 5 din Thailanda. Potrivit presei locale, de dimineață la fața locului au sosit câteva ambulanțe și un elicopter. Primii copii au fost duși la un spital ieri, unde medicii urmează să se asigure că nu au contractat bacterii periculoase în cele 2 săptămâni cât s-au aflat în grotă. Preliminar, doctorii spun că aceștia se află într-o stare satisfăcătoare. Abia după ce vor primi rezultatele testelor, rudele îi vor putea vedea. Deocamdată, autoritățile nu au divulgat numele celor salvați. Între timp, apar noi informații despre felul cum sunt aduși la suprafață copiii. Se pare că băieții au parcurs 1 kilometru sub apă în compania a 2 salvatori. Întregul traseu este destul de nevoios din cauza că mai multe pasaje sunt inundate. Autoritățile thailandeze spun că operațiunea este foarte dificilă. Pe 23 iunie, cei 12 băieți și antrenorul lor au fost surprinși de inundații în timp ce explorau peștera și nu au mai putut ieși la suprafață. Grupul de copii a fost găsit în interiorul peșterii de scafandri britanici după 10 zile de la dispariție. Băieții și antrenorul lor se refugiaseră pe o bucată de stâncă la aproximativ 4 km distanță de ieșirea din peșteră. Echipele de scafandri le-au furnizat de atunci alimente, oxigen și îngrijiri medicale, iar un salvator a murit în timp ce le aducea oxigenul. Un interpret de răbdare din Republica Moldova a fost reținut pentru vânzarea drogurilor. Potrivit poliției, acesta ar face parte dintr-un grup infracțional. De rând cu interpretul, oamenii legii au reușit să pună mâna pe încă 3 membri ai grupării. Suspecții au între 20 și 50 de ani, fiind originari din capitală, dar și din Călăraș. Cei 4 suspecți au fost monitorizați mai bine de 4 luni. Potrivit oamenilor legii, aceștia comercializau droguri de tip hașiș și marihuană. Pentru a da de urmele lor, a fost infiltrat un agent sub acoperire care a făcut achiziții de control și a procurat droguri de la suspecți. După acest moment, suspecții au fost reținuți. În urma perchezițiilor, în locuințele acestora, polițiștii au depistat peste 200 grame de hașiș, un pistol pneumatic, 24.000 de lei, dar și alte utilaje care ar demonstra implicarea lor în acest caz. Valoarea drogurilor sechestrate se ridică la aproximativ 40.000 de lei. Toate persoanele au fost reținute pentru 72 de ore. Dacă li se va demonstra vinovăția, aceștia riscă până la 15 ani de pușcărie. Îmbrăcați în cele mai frumoase ei și cămăși, mii de oameni au venit ieri la Holercani pentru a se distra la festivalul Iamani, aflat la cea de-a 6-a ediție. Acolo îi așteptau 10 de meșteri populari și gospodine de pe ambele maluri ale Nistrului, care au venit cu cele mai gustoase plăcinte de casă și țuică artizanală. La final, toți au încins o horă gigantică. Oaspeții nu se lăsau duși acasă, așa că sărbătoarea portului popular a durat până în zori. Iamani a revenit la Holercani cu noutăți. Tradiționala parada portului popular cu care debuta festivalul a cunoscut o nouă interpretare. În acest an facem o variantă nouă a paradei a portului popular. Dacă până acum erau etniile prezente în Republica Moldova, acum sunt costume populare din zona Dubăsarilor. Lansăm în premieră o carte de legende și povești colectate din satul Holercani și satul Târneuca, care este o premieră pentru Republica Moldova, încercând să împrietenim cele 2 maluri de Nistru. Între timp, gospodinele din 11 sate au întins mese cu sarmale, zeamă, dulcețuri și vin direct din beci. Pânică de casă, coaptă în cuptor, ca cum cu botcala de casă, botcala de vin, care pe timpuri bunei, străbunei se face. Când fierbe vinul alb, spuma deasupra se ia, spune într-un vas, adaugă făină de grâu, pe urmă făină de popșoi, o punem la uscat și pe urmă coacem pâinea în cuptor. Oaspeții dechisiți în cele mai frumoase ei și cămăși naționale au făcut coadă la corturile culinare. Chiar și cei mici au încercat pentru o zi talentul de a vinde. Se numește înghețată, mere, plăcintă cu cerențe, plăcintă cu varză, varză și brânză. Și cu... vendem pentru pahar de apă, da. În caz că aveți nevoie de apă. Afacerea merge perfect. Privește câți bani, privește câți clienți.
La festival a fost organizat și un târg de artizanat, la care au participat peste 140 de meșteri populari din întreaga țară. Niște elemente tradiționale vesele, și anume poartă tineretul, așa. De asta pentru că culorile sunt mai aprinse, mai țipătoare, cum se spune. Dar pentru femeile mai în vârstă, e ca așa. O iei tradițională. Am făcut niște puzzle-uri. Am desenat și după asta tata a rugat un om să le fac cu laserul de lemn. Și mama m-a ajutat să le pictez. Am adus pentru oameni buni linguri, tocătoare, pentru gospodini și gospodari care să poată amesteca o dulceață, de exemplu, un măgiun. Evenimentul a atras și oaspeți de peste Prut. Această doamnă a profitat de ocazie și a purtat timp de o zi o ie autentică pe care și-a prodat-o cu mâinile ei. Port cămașa, prima mea cămașă pe care am cusut-o în 2014, model din zona de unde m-am născut eu, Borleș Neamț, România. Seara a culminat cu desfășurarea concursului Mândria, în cadrul căruia tineri designeri autohtoni și-au prezentat colecțiile de primăvară-vară. M-am oprit la firul de lână. Și la, din câte vedeți, firul de ață neagră, adică ca un fel de grafică pe deasupra, respectiv tehnica este în păslirie. În acest an, evenimentul a adunat peste 10.000 de vizitatori. Distracția a ținut până dimineața. Un cuplu din Chișinău și-a transformat casa într-o operă de artă. Aceștia și-au decorat vila doar cu lucruri vechi, pe care le restaurează cu propriile mâini. Mobilierul vechi îl iau de la vecini, rude, iar uneori de lângă gunoiști. Chiar dacă are un atelier de croitorie renumit unde creează haine de colecție, Tatiana Gologan este pasionată încă din copilărie de obiectele vechi. Anume de acolo a pornit dorința de a restaura mobilierul învechit. Sunt oameni care nu le trebuiesc, le aruncă ca ceva vechi, dar eu văd ceva într-unțel interesant. Dacă au ajuns la mine acasă, atunci împreună cu soțul el le șlefuiește, le repară, eu clar lucru cu vopsitul, cu designul. Vila în care locuiește în perioada verii alături de partenerul său este decorată doar cu obiecte restaurate de ei. Aici toate lucrurile sunt aranjate la locul lor și fiecare obiect ascunde o poveste. L-am restaurat din renumita stiencă, cumpărată de pe vremurile Uniunii Sovietice. Un dulăpior mic din călțăminte, era strașnic de tot. Tot i-am dat a doua viață. Patul, iarăși, după designul meu, soțul, absolut tot el a făcut. Ce privește tehnic, a făcut patul, l-am ajutat, l-a vopsit, l-a decorat. Partenerul Tatianei o susține în toate. Chiar dacă cei doi nu au studii în domeniu, se ghidează după instinct. Toate ideile de design vin de la soție. Toate, absolut. Însă și ideea de a construi vila, tot a fost la ei. Acesta e un, zicem așa, un grătar, confecționat de noi. E folosit prin interior un baraban de la mașina de spălat, prin exterior de la un butoi de metal. Cel mai des îl utilizăm pentru a sta seara și a te uita la un foc. Pasiunea bărbatului rămâne a fi lemnul, care a moștenit-o de la tatăl său. Făcut o masă ca la dânsul la țară, fix așa era, masa singură am făcut-o. Toate mânerile astea la cuțite sunt făcute de mine. O secere ne-a donat un vecin, are peste 100 de ani, eu i-am făcut mânerile la strung. În procesul de restaurare, cuplul utilizează propriile instrumente și, zic ei, cheltuiesc puține resurse financiare. N-aș spune că e scump. Pur și simplu, unde pui suflet, nu s-o coț în bani. Foarte mare plăcere primesc, mai ales când știu concret ce vreau și văd rezultatul.
Foarte mult îmi place și pot să lucrez și până dimineață, că ele duc o energie pozitivă. Cei doi spun că nu vor să facă o afacere din hobby-ul lor, ci mai degrabă să bucure ochii celor care le pășesc casa, ceea ce le reușește de minune. Da, de multe ori, când vin prieteni la noi, le place foarte mult și clar lucru că hai, restaurează și nouă. Îmi pare bine când vine cineva și le admiră și... Doamnelor și domnilor, atât pentru astăzi. Nu ratați la ora 21 știrile în rusă cu Iana Stepanenko și emisiunea politică a Nataliei Morari. Vă reamintesc, dacă ați filmat imagini interesante, trimiteți-ne-le pe tv.md, iar noi le vom transforma în știre. Iar dacă vreți să ne spuneți o noutate, puteți suna la numărul de telefon afișat pe ecran. Să aveți o seară frumoasă și vă mulțumesc că ne priviți!